Astăzi vreau să-ți arăt cum poți câștiga bani de acasă la tine, din pat la tine, din, nu știu, fața biroului tău, foarte simplu și legal, bineînțeles. Poți face această activitate și cu firmă, și ca persoană fizică sau persoană juridică, și din afara țării, dacă nu trăiești în România, deci se poate. Bun, site-ul de azi se numește, este un site care ne ajută să generăm bani în România, legal, plătim taxe, plătim totul fiind corect, deci fără alte prostioare. Bun, site-ul de astăzi se numește Profil Share, da, profitshare.ro. Este un site românesc care ne oferă posibilitatea asta. Ei colaborează cu EMAG, binevenit care mai cunosc Flanco, PC Garage, sunt aici mai multe. Și practic, comisioanele, noi facem bani din comisioane. Și vă arăt și cum. Fără să vă deplasați, fără să trebuiască să, nu știu, să întrebați lumea, hai bă, cumpără de la mine, doar plasezi niște mici, niște anunțuri, creezi niște anunțuri. Bun, cum, astăzi vreau să practic, o să vă zic cum să câștigați bani din Facebook, normal ar trebui să vă zic, dar le folosiți pe ambele, trebuie să folosim platforma asta și ne facem un profil de Facebook. Ok, hai să vedem dacă reușesc. Hai să intrăm noi aici. Să zicem că ne folosim de platformă. Ne facem un profil de Facebook. O să mă desconectez de pe contul meu. Să zicem că facem un profil. Cum am creat eu acest de tapiserii. Hai să vedem dacă aș mai ști și ce parolă am pus. Ar fi superb. Da, n-am scris corect. Nici asta? Da, foarte dubios. Ok, resetează, mai încerc încă o dată. Dar nu știu ce nu mi-a rămas mie. Salva toate aceste mici informații, să zicem așa. Avem aici, unde le avem. A, mi se pare că ăsta ar fi platforma. În fine, trecem peste. Văd că ceva n-a funcționat bine. Bun, ne facem o pagină de Facebook. Foarte simplu de reținut. Am creat pagina de Facebook sau profilul. Aș recomanda profilul pentru că la profil poți să trimiți și cereri. Deci poate să te vadă și alții. Și să zicem că intrăm pe EMAG. Ok, practic asta și facem. Și ne alegem o nișă. Ne creăm niște mici produse. Ne uităm la produse care considerăm noi, bă, că s-ar vinde. Practic, noi nu avem nicio treabă cu banii. Nu trebuie să, nu știu, să vorbim cu clientul, să-l bate la cap, că e cea mai bună ofertă. Și așa, noi putem posta aceste produse. Luăm pozele, bineînțeles. Să zicem că, nu știu, ne axăm și facem o pagină cu parfumuri. Noi ne axăm doar pe, ia să scriem, parfumuri. Nu știu, bărbați, damă, și chiar poți face și o ceasuri. În fine, vedeți, găsim aceste parfumuri. Deci că ne-am decis pe ăsta de la Hugo Boss. 100 ml, în fine. Noi nu avem treabă, copiem link-ul aici de sus. Mergem pe platforma respectivă, după ce v-ați făcut cont. Ok. După trebuie să mergi la instrumente, în partea de jos, pentru a promova un produs, instrumente active. Aici avem niște produse care deja le-am activat. Și aici adaugă link de afiliere. Foarte simplu, folosim link-ul care l-avem acolo și aici putem trece produsul să ne fie mai ușor să-l depistăm. Să zicem că e parfumul ăsta, da? Bun. Creăm aici frumoșel acest text ca să reținem, obțineți un link. Ne-a dat un link prescurtat. Ok. Agezează un script, aici poți să generezi chiar un script și poți să-l distribui pe Facebook sau pe asta. Tu ai putea să faci în felul următor. Dacă cumva nu ți-l acceptă Facebook-ul pe asta, poți să mergi pe cut link. Eu folosesc platforma asta pentru că pot avea acces la
au un grafic, să văd câte persoane accesează, să ai un fel de istoric, tot ce se întâmplă, vezi câte persoane accesat și exemplu se întâmplă să cumpere cineva. Ok, am făcut chestia asta, am o idee să creăm postarea. Luăm pozele, putem folosi aceste poze. Le putem decupa dacă nu le putem descărca de aici. Plăcem că poza asta, de la parfumul ăsta. Am luat poza frumușel, am pus poza, putem folosi inclusiv descrierea, care o găsim jos. Hugo Boss, apă de toaletă, așa, Hugo Boss 100 ml, poate folosi chiar tot textul ăsta. Sau care ne interesează pe noi. A fost lansat în 2010, bla bla bla, așa. Perfect, și putem să uite, mai luăm și de aici niște poze. Sau putem să mai căutăm pe internet niște poze mai profesionale. Cum e și asta. Și noi, practic, am creat acest profil. Să zicem, parfumuri, nu știu, oricare. Tu, practic, lumea când dă click, o să dea click pe intră pe eMag. Și își le cumpără singur, practic, de aici. Și cu ajutorul tău că ai creat acest link, tu vei percepe un comision între 1% și 5%. Și eu zic că e bine. Între 1% în funcție de valoare, vezi detalii. Aici putem să ne uităm și la detalii. Sunt anumite produse care îmi dă exemplu. Ia să vedem. Posibil să ne arate ceva. Sunt anumite produse care dau mai mult și alte produse care sunt plătite mai puțin. Dar să fie și 1%. Ok. Dacă este, bineînțeles, 1%, câștigul nu e foarte mare. Exemplu, la 100 de lei, ai câștigat un leu. Bun. Dar, dacă ar fi profitul mai mare, să zicem că așa, ai câștigat la 100 de lei, ai câștigat 5 lei. Dar să punem undeva pe mijloc. Să zicem că ai adunat o pagină, un profil de Facebook, neapărat o pagină. Ok, să zicem că avem un profit la jumate, da? Nu pun maximul, 2,5%. Să zicem că cauți persoana, adică cel puțin apare persoana care apare click-uri, nu știu, zilnic, să zicem că aduni undeva la vreo, nu știu, posibil 10 clienți, la început s-ar putea să nu faci foarte mulți, ăsta e comision într-o zi, dar v-am zis, comision poate diferi. Să zicem că într-o zi am vândut de, cât să vă zic, undeva la vreo 1000 de lei. E posibil. Ai șanse foarte mari să vinzi. Ok, practic trebuie să punem 10 ori, practic 1000 de lei nu e o sumă foarte mare. Deci vom face super ușor banii ăștia. Adică vom câștiga 25 de lei super ușor. Dacă facem vânzare de 1000 de lei. Dacă vinzi mai mult, practic tu vinzi, lumea dă click și cumpără, cam asta e ideea, tu poți câștiga mai mult. Adică am pus o sumă minimă. La gen, la nu știu, la 10 clienți care cheltuie 100 de lei. Dar tu, dacă gen reușești să faci un profil de Facebook, să ai peste, nu știu, peste câteva mii, adică să ai maxim 5.000 de urmăritori, tu mai poți să distribui pe diverse grupuri, să-ți faci reclamă la acel produs. Deci, relativ, e destul de ok din punctul ăsta de vedere și chiar se întâmplă treaba asta pe piață. Majoritatea se folosesc de YouTube. Bine, au acel produs, îl promovează, și rezolvă problema, deci nu este rușii. Chiar și eu folosesc treaba asta. Ia să intru pe Marius și are vlogger. L-am folosit, am făcut recenzii la produse. În general prefer să le pun și eu vi le recomand să vi le puneți, pentru că puteți câștiga un comision fără să fie afectat nimeni din punctul ăsta de vedere. Ia să vedem unde găsim. Ia uite aici cu zgârieturile. Am folosit-o. Hai mă. Așa, la ăsta am folosit niște, o pastă, un burete și am trecut toate produsele în descriere. Sure. Skip that. Ok. Și dacă ne uităm aici, barbies, polish, bine, la asta mi se pare că n-am pus, am pus la altul. Ia asta, că asta n-am mai apucat să-l termin, dar trebuie să fie la alt produs, știu că l-am pus, uite aici. Asta știu sigur că l-am pus pentru că au fost aproape aceeași produse. Salutare urmăritori și bun revenit! Ok, bun. Și aici vedeți că am pus la fiecare produs, am pus link-ul.
Exemplu, am pus la o mașină de polișat, asemănătoare ca a mea, n-am găsit ca a mea, dar am găsit ceva asemănător. La fel, și la fel asta, dacă gen la fel aș fi câștigat 1%, tot aș fi făcut 1,80 lei. Deci, tot era bine, adică pe un produs, adică doar am pus produs, am pus un link. La început o să câștigați foarte puțin, dar dacă aveți răbdare, puteți genera mulți bani, dar trebuie să vă alegeți o nișă. Adică gen, uite exemplu, dacă m-aș face eu un profil de genul și aș vinde aparatură pentru, nu știu, mașini de polișat, adică pe îngrijirea mașinilor, m-aș căuta doar produse de genul ăsta. Dacă îmi place cosmetica, mi aleg doar produse de cosmetică, doar cât răspund anunțul, pot eventual, o să fie și persoane care o să răspundă, deci e interesant. Și plus, că pe lângă asta, dacă dăm aici la dashboard, aici mai avem și niște reduceri. Exemplu, avem vouchere de 10% la electrocasnice. Dacă dăm click pe ele, putem vedea, alege website-ul, în fine. Aici putem vedea că avem acele reduceri, generează-ți un link. Ok. Acum, practic, m-a generat un link, eu pot să-l folosesc, mai fac și o mică, nu știu, mai aduc un update pe pagina mea de Facebook, dau un exemplu, și distribui treaba asta. Și mulți o să fie interesați și, practic, și de acolo noi câștigăm un comision. Deci, relativ, este foarte bine. Oameni, cam asta a fost. Dacă vă place cu genul ăsta de clip și vreți să mai vedeți, găsim și cred că și conținut din afara țării. În România nu sunt foarte multe site-uri care oferă treaba asta. Ce bine de știut. Foarte ok. Deci, aici am intrat în secțiunea asta pentru a vă pune la cunoștință. Poți să faci treaba asta ca persoană fizică, dar cel puțin o dată pe an trebuie să declari veniturile tale, bineînțeles, cât ai câștigat din platforma respectivă, practic la ANAF, și vei plăti un comision de 10%, practic ăsta trebuie să-i plătești la ANAF. Deci nu este rău din punctul ăsta de vedere, dacă vrei să mergi ca persoană fizică. Dacă vrei să mergi ca persoană juridică, trebuie să-ți faci o firmă, o societate. Deci nu este complicat, se face super ușor, trebuie să interesezi, bineînțeles, toate documentația care ai nevoie. Persoană fizică autorizată, la fel, trebuie să citești foarte bine. Afiliat din afara țării, la fel, tot la fel, ai nevoie de firmă, deci se poate câștiga bani și în afara țării. Dacă ai posibilitatea, nu știu, gen, hai dau un exemplu. Vrei să faci pe YouTube, nu îți place să faci film, cauți clipuri cu produsele respective, că se găsesc pe internet, sunt sigur că se găsesc. Căutăm clip, nu știu, la acel parfum care ne uitam mai devreme, nu știu dacă mai am, uite-l aici. Căutăm un clip, bun, sunt sigur că găsești un clip, uite aici. Am găsit acest clip, bine, asta are 10 minute. Cauți ceva scurt, sau poți tăia, ceva mai profesional, adică să fie un clip, chiar și găsește video stock download. Downloader, ia să vedem. Era un site și ăsta, dar lasă-mea pixel, nu mai știu, știu că era Moca. Și dacă punem aici, scoatem treaba aia, bărbați, și s-ar putea să găsim ceva. Ok. În anumite cazuri se mai găsești niște clipuri. Hugo Boss Bottle. Ok. În general se mai găsesc diverse produse, astea sunt bine, clipuri mai profesionale, dar pe YouTube e mai complicat. Audiența e mai mică, pe Facebook e mult mai ușor să faci audiență, să aduni public, deci e o idee foarte interesantă din punctul ăsta de vedere. Cam atât, noi ne vedem data viitoare, apasă un mare like dacă ți-a plăcut acest clip și consideră că ți-a fost util și noi ne vedem data viitoare.